duce. Da? Ia de pagina să vedem ce ne trebuie. Deci ne trebuie așa. 250 de grame de făină. O să cântărim acum făina. O linguriță de bicarbonat de sodiu. Avem. Avem și miere. Aceste ingrediente pentru turtă dulce. Da? Ia, ce avem aici. Ce? Avem așa. Hai să citim amândoi ce avem. Avem puișoare, ghimbir, nușoară, anason, steluțe, cardamon și scorțișoară. Fix ce ne trebuie nouă pentru turtă dulce. Aici zice... stai o secundică. O jumătate linguriță de praf de ghimbir. Este acolo în ingredientele noastre. Unu și o linguriță de scorțișoară, adică o linguriță jumate de, de scorțișoară, un vârf de linguriță de nucșoară, un vârf de linguriță de praf de puișoare, da? Și aici zice că separat, 100 de grame de unt moale, am pus aici ca să se moaie, da? Și 2 și 3 lingurițe de miere. Apoi, să vedem ce să face, stai puțin. Se amestecă cele două mixuri, se frământă, adică cele două mixuri, cele cu făină și toate cele necesare pentru turtă dulce și apoi 100 de grame de unt moale, 2 și 3 linguri de miere. Și apoi se amestecă și se și vom avea un aluat nelipicios. Acum vom pune 250 de grame de făină, cântărim, haide. Teo și cu tati, ne ajută și tati. Ia să vedem. 250 de grame de făină, ca așa scrie aici. 250 de grame ne trebuie, da? Ia Teo, spune câte sunt până acum. 50 de grame. Ok, ok. Deci sunt? 50 de grame. 240. Grame. Mai trebuie să mai punem 10 grame. Așteptăm să ne mai dea tati 10 grame de făină. Ok, am mai pus încă 10 grame, deci acum sunt 250 de grame de făină. Urmează ca făina să o amestecăm, da, cu mixul de turtă dulce pe care l-am arătat mai devreme, da? Ia uite, ce avem noi aici, fix ce ne trebuie nouă, da? Ok, amestecăm, uite, desfaci asta, desfă asta, Teo, te rog. Și acum îl rupi ca să pui peste făină. Uite ce am găsit noi la anason. Anason steluțe. Minunat. Trebuie să le pisăm, da? Miros extraordinar de frumos. Ia miroase Teo. Băciu! Hapciu! Ce ai găsit acolo? Ce este ăsta? E tot. Ia să citim. Este nucșoară întreagă pe care și pasta o dăm pe răzătoare. Ok, aceasta este nușoara pe care o să o dăm pe răzătoare. Super, asta să punem și la... Știi că am făcut noi lasagna? Se pune la sosul bechamel. Da. Da? Ok, o să facem o dată și lasagna să le arătăm tuturor. Mai departe, ce mai găsești tu, Teuț, acolo? Cuișoare. Hai, despre iar și cuișoare. Păi n-am mai fost cuișoare. Perfect. Ce avem noi acolo? Scorțișoara? Da. Ok, minunat. Scoate, acelea sunt? Ce sunt? Sunt batoane? Scorțișoare de batoane. Batoane de scorțișoară, minunat. O să punem doar jumătate din acesta, pentru că este mult. Da? O să le radem și o să punem... Achiu! Ok. Ghimbir. Ha, desfă și ghimbirul. Miroase super, nu? Acum, da, amesteci, punem praful de toate nebunile la care au un miros extrem, extrem, extrem de frumos. Da? Deci am pus nucșoară, ghimbir, scorțișoară, am pus și niște coriandru și am mai pus niște o linguriță de bicarbonat de sodiu. Le amestecăm pe toate astea. Tati încă mai râșnește acolo ca să facă praf, 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 praf. Da, nușoara am dat-o pe răzătoare, că nu avea cum să o facem altfel. Iar aici, ne uitați cartea după care ne luăm noi. Aici avem două
100 de grame de unt care, pe care l-am lăsat să topească, da? Și vom mai pune și 3 lingurițe de miere. Pentru că așa spune, separat, să punem și 3 linguri de miere. Ok, înfrământat foarte, foarte bine, ca o plastilină să fie. Și acum, ce faci? Ce formă e? De? Veveriță. Veveriță. Ia să vedem ce veveriță ne înseamnă. Ai apăsat tare de tot? Da. Perfect. Foarte tare. Și acum scoate veverița. Am pus și făină pe platul de lucru, da? Ca să nu se lipească. Yeah, ce veveriță frumoasă! Ia uite, prima noastră formă de fructă turce. Veverița! Iar acum facem un... Melc! Ia, hai să vedem și noi. Ridică puțin mânuțele să le vede. Să vedem. Perfect. Hai, acum tare de tot. Apasă tare, 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 tare. Foarte bine. Foarte bine. Căpuțul cam s-a stricat puțin, dar hai că îl modelăm acum. Am pus și melcul. Am modelat mai bine căpuțul, că se stricase. Acum facem o formă mai mică. Semilună. Seamănă cu o semilună, cu o scoică. Nu știu exact să zic. Da, e semilună. Ok. Unde să facem și pe asta. Am venit și semilună. Și o mânuță drăguță în luteo. Acum vine și brăduțul. Super! Urmează ariciul. Hai, punem ariciul acum. Între timp am mai făcut diverse. Și apoi lăsăm la cuptor 15-20 de minute, la 180 de grade deja, am dat drumul la cuptor ca să se încălzească. Cam așa arată tava noastră. L-am pus la cuptor pentru 15 minute. La 180? De minute. La 180 de grade? Da, de grade. Abia așteptăm să se facă. Să și... Da, să mâncăm tot! Tort, tort, tort! Tort, 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 ce? Tot, da, cu... Cam așa arată în cuptor. Mamă, ce au crescut! Și e un miros aici extraordinar. Da, să mănânc. Da, 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 scoate-mă acum să mănânci. Mi-am mâncat coada. Cum ți se pare? Nici măcar n-ai lăsat-o să răcească. E bună? Uh-huh. Îți place? Ți-e dor de Eva, prietena ta? Uh-huh. Ți-e dor să ieși afară? Da. Ți-e dor să te duci la grădiniță să întâlnești cu prietenii tăi? Uh-uh. Nu? Ți-e dor de not? Da, da. Mi-e dor de Eva, foarte mult! Dar de Andruța? Da. Cum ți se pare torta dulce? Pe care ai făcut-o singurel? Mâncare. Puțin ajutat de mine? Cum ți se pare? Mâncare. E bună? Da.